Cătălin Striblea a sosit pentru rațiunea zilei. Suntem și live pe Facebook, Radio Europa FM este contul. Bine ai venit, la mulți ani, Cătălin. La mulți ani, Radu, am întârziat că mi-am tras și eu sufletul și am mâncat torturi, numeroase torturi de ziua noastră. Da, le-ai numărat? Da, trei. Sunt trei, nu? Eu am văzut trei, dar cred că sunt mai multe. Dintre ei am apucat eu, în sensul ăsta. Da, 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 să știi că eram cu ochii pe tine. Te vedeam prin geamul ăsta, da, cum le încercai pe toate așa. Mulțumesc celor care ne-au trimis salutări, Doamne ajută, așa e frumos la radio. E adevărat că nici n-am mai mâncat. Am mâncat tort și cu asta basta, nu mai mănânc nimic, da, astăzi. Mă bucur pentru... S-a și dus glicemia, așa precum audiențele Europa FM în sus. Încă o dată felicitări, domnule Radu Constantinescu. Mulțumesc și felicitări și ție. Da. Și felicitări tuturor colegilor și mii de mulțumiri ascultătorilor, pentru că Eu am spus așa la România în direct, că i-am felicitat pe toți ascultătorii că fac cea mai ascultată emisiune de radio de la ora aceea. Pentru că ei o fac, adică ei vin și povestesc, ei pun întrebări, cum a fost și emisiunea de astăzi cu Cătălin Tolontan, care a fost spectaculoasă, adică așa este, o confruntare între oameni acolo. Dar contează foarte mult și realizatorul în fiecare program Europa FM și la România în direct, pentru că dacă tu ai avea darul să enervezi ascultătorii, nu te mai asculta nimeni. Ai putea tu să vii și cu Papa Francisc în emisiune. Da. Să știți că și la Parlament s-a făcut un tortuleț, s-a dus un tortuleț și când s-au împărțit feliile a ieșit chiar foarte nasol. Nu știam că s-au făcut mai multe chestii într-o sală spaniolă, parcă se numește, acolo a fost paranghelie mare, ascultau la știrile Europa. Dacă vrei, vorbim și despre asta, adică n-am o problemă. Da. Hai să dăm play pentru rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Atunci două lucruri s-au întâmplat la Parlament, unul mai mic și unul mai mare. Cel mai mic se traduce așa, mai mulți colegi au venit să-l felicite pe domnul Orban, care ne-a spus: eu am presimțit că o să vină la Parlament ieri pentru că era ziua mea și am comandat ceva de mâncare. Aha. N-a fost, da, da, da. N-a fost o invitație, adică oamenii treceau și găseau mâncarea, dar n-aveați măști, că asta ne interesa. Așa zicea doamna Anisie, că a luat și a mâncat lângă ușa, deci e incredibil. Da, 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 m-am dus lângă ușa și am mâncat. Da. Fraților, potoliți-vă că asta, că n-o să, bun, n-o să mai înțeleagă lumea nimic de ce cereți niște lucruri. Cred că i-au spus și domnului Cățu, vină domnule odată cu aia de 1 iunie să putem sta într-o sală de orice, da, fără măști. Domnul Cățu, că aia n-a fost invitat, înțeleg. Domnul Cățu, care a fost mâncare, a zis, n-am văzut. Sau n-am văzut, zis, n-am văzut, nu pot să zic nimic, eu dacă nu văd, nu pot să comentez. E, aia e. Bun, lucrul mai important, na, că există lucruri mai importante, așa, este faptul că premierul Cîțu a fost astăzi în Parlament să prezinte Planul Național de Reziliență și omul a venit cu niște cifre. A făcut acest lucru la cererea partidelor de opoziție, care au spus înainte de a merge la Bruxelles, ar trebui să ni-l prezinți, ba, și mai mult să-l votăm. Domnul Cîțu a zis, nu, asta e o chestiune pe care Guvernul României o va face, putem să vă prezentăm niște date, niște cifre, dezbateți, dar hotărârile ne aparțin. Ce înseamnă acest lucru? Pentru că am văzut o chestiune care mie mi s-a părut îngrijorătoare. Mă uitam acum pe știri și pe dezbatere. Dumnezeu, ar trebui ca în țara asta să creștem un pic nivelul dezbaterii. Eu înțeleg că politicienii trebuie să se adreseze direct maselor și să simplifice un pic lucrurile. Dar nici nu suntem la nivel de gâgă. Adică și la folosirea unor sloganuri și chestiuni de genul acesta, nu e o politică constructivă. Niște oameni ne-au pus în față o mare teșcherea de bani, aproape 30 de miliarde de euro. Nu putem să avem dezbateri la nivel de firul ierbii sau la nivel de asociație de proprietari, adică la nivelurile de asociație de bloc de proprietari sunt dezbateri mai aplicate pe lege și pe banii care se cheltuiesc decât ce am văzut astăzi în Parlament, care a fost o împachetare politică a unor mesaje, da? Adică oamenii au vrut să se vadă la televizor că au un punct de vedere. Și opoziția a zis, vine o nenorocire. Băi, e greu să spui că vine o nenorocire când îți dau unii bani. E foarte greu, adică oricât de mintos ai fi, e greu să spui că e o nenorocire. A spus, domnule, o să ia banii și o să închidă România, o să fac ultimele privatizări. Nu am înțeles cum, deci este o logică pe după ureche. Și atunci am zis în felul următor, hai să spunem noi câteva cuvinte, că până la urmă asta e menirea noastră. Și încerc să simplific cât de mult lucrurile.
Acești bani sunt bani în plus față de banii europeni pe care îi primim în mod obișnuit. După această nenorocită de pandemie, Uniunea Europeană a făcut un plan și a zis așa: vă mai dăm niște bani cu care să ieșiți din diverse crize pe care le traversați, ba mai mult să vă racordați la câteva obiective pe care noi le-am vrea îndeplinite între 2030 și 2050. Și obiectivele astea erau de digitalizare, adică să avem o Europa din asta în care să ne rezolvăm problemele apăsând un buton. Erau probleme legate de mediu, dar și de funcționarea administrațiilor diverselor țări. Adică hai mă să simplificăm lucrurile, să scăpăm de birocrație, să ne dăm aprobări mai ușor, dar să și putem controla ce facem mai bine. România s-a dus la Bruxelles și a zis: domnule, noi suntem atât de în urmă, încât noi am vrea să ne construim niște drumuri din banii ăștia, ceea ce alte state nu au primit. România i s-a dat voie și a zis: da, mă, am văzut la voi, e o nenorocire cu autostrăzile alea, uitați aici 7,6 miliarde de euro, ca asta înțeleg că e ultima cifră, faceți și niște autostrăzi de ele. Banii, cum să zic, nu-s de ajuns nici, că am făcut un calcul la Deșteptarea României, nu-s de ajuns nici, nu-s de ajuns. Nu sunt de ajuns. Da, sunt niște bani acolo, știi? După care mai spune domnul Câțu că o să mai facem niște lucruri legate de chestiunea asta, de exemplu la împăduriri, că tot s-a vorbit despre chestiunea asta cu mediul, se vor da și acolo niște bani, 1,1 miliarde de euro, dacă nu mă înșel, apoi vor fi bani și pentru digitalizare, scuzați-mi că întotdeauna mi-e să greu chestiunea asta, managementul deșeurilor, tot 1 miliard de euro, adică pentru celebra companie despre care am discutat la Deșteptarea României, de asemenea pentru infrastructură de gaz cu hidrogen. Știți că avem problema asta, că nu toată lumea are gaz să înlocuiască sobele. 1,6 miliarde de euro. Se va face un cloud guvernamental al administrației publice. Ăsta are alocate 2 miliarde de euro. Și proiectul România Educată, al lui Klaus Iohannis, proiectul acela în care va trebui să avem cândva, cumva, 3,6 miliarde de euro. Toată chestiunea este că banii trebuie cheltuiți până în 2026. Și bine. Și nu, da, ar trebui, o să fie, cum să zic, astea sunt datele principale. Cum vor face și cum vor pune în aplicare, de aici avem sub supraveghere. Dar vor veni deodată o grămadă de bani în România, foarte mulți, care se vor duce pe niște lucruri cât se poate de concrete, adică pe șaibe pe care o să le vedem. În schimb, România va trebui să umble nițeluș, e puțin spus, să facă o reformă a sistemului de pensii. Asta vreau să te întreb, dacă sunt și ceva condiții pentru... Da, o reformă a sistemului de pensii și o reformă a sistemului administrativ. Per se înseamnă mai puține cheltuieli în administrație. Asta înseamnă salarii mai mici, nu știu, dar s-ar putea să plece niște oameni de prin administrația publică. În ce privește pensiile, s-ar putea ca una, dar nu condiție, ci o posibilitate există ca prin opțiune să fie prelungită limita de vârstă pentru pensionare. Să ieși mai târziu la dacă pensie, vrei. Dar să fie opțională treaba asta, dacă, să nu fie o chestie obligatorie. Dacă vrei. Și eu aici am de zis ceva foarte simplu, adică mie îmi place ideea asta, că eu mă știu și mă văd muncitor. Parcă nu m-am decis în viață să mă odihnesc la un moment dat. Vedeam astăzi că poți și cumpăra ani de pensie mai nou. Am văzut. Dar rate chiar. Deci... Dacă, da, e o idee mai veche. Dacă îmi dai niște bani, mai cumpăr și eu niște pensie din asta. Nu e chiar ieftin să-ți cumpere anii aia de pensie, dar e o opțiune. Bun, întorcându-ne la banii ăștia, vor veni, da? Trebuie cheltuiți până în 2026. Până atunci trebuie să ne apucăm de treabă și să și terminăm ce începem, sau să fim așa la... Nu știu. Aici nu pot să-ți răspund dacă ultimul cent trebuie să fie cheltuit în 2026. Că e un timp destul de scurt, totuși, pentru... Dom'le, acum să zicem că vine, uite, iau un exemplu, pentru cloud-ul ăla de digitalizare, să nu mai cărăm dosare cu șină pe la instituțiile. Ăla poate să rezolva mai repede. Dacă vin în tranșe banii 2 miliarde de euro, eu zic că România, cu capacitatea ei, dar și alte statele și alte corporații și, știu eu, companii la care vom apela, pot construi un cloud, adică e o tehnologie pe care o deținem deja, da, și să o facem în 5 ani de zile, dacă nici asta nu putem și să... Și poate aici ne și pricepem mai mult decât... Și încă cum, sigur că da. Cătălin Stribea, mulțumim foarte mult, nu o să fie singura discuție pe subiectul ăsta, pentru că sunt atât de mult de spus, poate... și de urmărit, mai ales... Cum s-ar spune pe românește, le luăm bucăți și le discutăm pe fiecare, dar avem timp de aici încolo...
Încă o dată, la mulți ani, vezi dacă a venit și a mai venit tortul. Încă un tort. Era un tort, de la, era un tort de la Roton, o chestie roșie pe care n-am apucat-o, dar mă duc să verific un pic. Bine. Stai tu și fă emisie. Eu n-am ce să fac. Da, tu să ai poftă la ora 18. Nu-ți fă grijă. Intru și eu în problemă. Înțeleg că, era la ora 4. Da, la ora 4 e un moment special, pentru că fix la ora 16, Cătălin, Europa FM împlinește 21 de ani. Acum 21 de ani, la ora 16, Europa FM a început să emită și suntem foarte emoționați cu cât ne apropiem de momentul ăsta. Nu mai e mult, uite, aproape. Dar mai aveți înregistrarea aceea cu ZAF? 23 de minute. O să fie o surpriză pentru toți ascultătorii. Îi invit să nu rateze momentul de la 16. Ok. Cătălin, mulțumim. Sunt 21 de ani de Europa FM. Sunt 21 de motive să iubești Europa FM. La mulți ani, Europa.